Asta. Domnule profesor, ce înseamnă credința în viața omului? Cât v-a ajutat credința în acest parcurs lung și dificil, dar încununat cu un succes extraordinar? Mi-a plăcut medicina, citeam, ocupam timpul meu liber cu studierea diferitelor cărți din acest domeniu de anatomie, fiziologie, în sfârșit, dar am fost un om foarte credincios, să știți. Venați și erau și ei foarte credincioși. Exact. Eu, fiindcă eram și mai sănătos, munceam și la munca câmpului, dar la Paști, la sărbători, mă duceam la biserică în fiecare duminică, mă rugam la Dumnezeu, așa am învățat de la părinți. Și eu singur mă duceam, fiindcă eram mai sănătos, mi-aduc aminte, la Paști mă duceau cu un coș mare, și toți mă așteptam acasă să vin cu coșul respectiv sfințit. Era un șir mare de oameni până în stradă, până nu venea preotul și ne sfințea coșul, nu mă întorceam acasă. Acasă mă așteptau toți cu masa pusă și nu mâncau până când nu gustau din bucatele sfințite. Așa încât credința este foarte, foarte importantă, să știți, pentru, dar și pentru activitatea medicală.